Corvinul Hunedoara a disputat joi seara manșarătura dublei contra vicecampioanei Ungariei Paxi. Însă de această dată secundivizionarea nu a mai reușit să obțină o a doua victorie pe care și-ar fi dorită norm să o dedice suporterilor prezenți în număr mare pe stadionul municipal din Sibiu. Chiar dacă au fost învinși cu scorul de 0 la 2 de către adversari, jucătorii lui Florin Maxim își vor continua drumul către grupele Europa League pentru că, la general, ei au fost cei victorioși. Tehnicianul care a condus atât de departe Revelația sezonului anterior a fost nemulțumită de faptul că fotbaliștii săi nu au mai avut aceeași determinare și în acest al doilea meci. Este și teamă de succes, dar țin să le mulțumesc jucătorilor, dar este o diferență mare de cum am arătat în primul meci. Eu sunt conștient că aveam ce apăra și era normal să intrăm așa, dar credeam că o să dispară teama asta. Mie e puțin ciudă, am fost puțin tămători. Acum un an eram în Liga a treia, iar acum trecem în turul 2. Sunt mai mult decât fericit, dar sunt lucruri de îmbunătățit. Ce este mai grav nu reacționează nimeni. Puteam să jucăm altfel, a declarat Florin Maxim după fluierul final al meciului. În turul al doilea din Liga Europa, Corvinul va juca împotriva echipei vicecampioane a Croației, Rieka.